În ediția de duminică a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la canal de, concurenții vor avea de suportat emoțiile unei noi gale eliminatorii. Cosmin și Catinca, primele neînțelegeri. Aflați ce se va întâmpla cu cei doi îndrăgostiți. De asemenea, concurenții vor scoate la iveală adevăruri nespuse până acum. Duminică, 13 august, va avea loc o nouă ediție incendiară Casa Iubirii la Canal D. Săptămâna se încheie cu noi momente tensionate în cadrul emisiunii matrimoniale. Primele tensiuni între Cosmin și Catinca. Suntem aici într-o cunoaștere. Duminică va fi o ediție agitată la Casa Iubirii, iar lucrurile nu par să se liniștească. În gala de mâine, fanii emisiunii Casa Iubirii vor avea parte de o nouă ediție incendiară. Primele tensiuni între Cosmin și Catinca. Suntem aici într-o cunoaștere. Aflați ce anume a deranjat-o pe concurentă la comportamentul partenerului ei, duminică, în Casa Iubirii. Cosmin și Catinca vor avea parte de tensiuni aprige, neînțelegeri iscate de cele mai multe ori din cauza orgoliilor prea mari sau a geloziei. Catinca tună și fulgeră după ce Cosmin i-a mărturisit Andrii Mantea că ar fi făcut pași spre Lorena, dacă aceasta nu era într-o cunoaștere cu Laurențiu. Andreea Mantea spune: Cosmin, dacă Lorena nu e... Cosmin spune: probabil către Lorena. Telespectatorii vor afla în gala de duminică cine va părăsi emisiunea, dar și cine va fi favoritul publicului. Cum se vor termina conflictele dintre concurenți, dar și ce acuzații vor face în gală, poți afla în ediția de mâine. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în Casa Iubirii. Nu rata o nouă emisiune incendiară mâine. Show-ul de la Canal de prezentat de Andreea Mantea le va aduce fanilor mai multe surprize în această ediție. Ce se va mai întâmpla în Casa Iubirii poți afla în ediția de duminică, 13 august. În ediția de mâine, în Casa Iubirii, concurenții și telespectatorii vor putea urmări o discuție interesantă și surprinzătoare între Lorena și Cosmin. Tensiunile ating cote maxime în Casa Iubirii după gestul necugetat al Lorenei. Concurenta l-a chemat pe Cosmin în grădină pentru a avea o discuție mai intimă. Răsturnare uluitoare de situație în Casa Iubirii. Lorena l-a invitat pe Cosmin în grădină. Ești sensibilă, ești frumoasă, ești deșteaptă. Sub pretextul că nu au vorbit de când a intrat Cosmin în Casa Iubirii, Lorena a profitat de ocazie și l-a chemat pe concurent în grădină, pentru a afla de ce a fost în topul acestuia când a intrat în cadrul emisiunii matrimoniale. Vizibil uluită și nedumerită, Catinca privește pe monitoare conversația dintre Lorena și Cosmin. Lorena spune: de când ai intrat în Casa Iubirii nu am vorbit, nu știu nimic despre tine și voiam să aflu de ce am fost în topul tău. Cosmin spune: ai însușirile pe care le caut la o fată. Ești sensibilă, ești frumoasă, ești deșteaptă, par și o persoană caldă. Lorena spune: ți-ai schimbat părerea când ai intrat în casă și ai văzut-o pe Catinca. Cosmin spune: ah, când am văzut-o pe Catinca. Lorena spune: dacă eu aș fi fost disponibilă, care ar fi fost reacția ta? Cosmin spune: dar de ce mai contează acum? Lorena spune: sunt curioasă. Cosmin spune: nu știu, dacă ai fi fost disponibilă, poate făceam pași spre tine. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în Casa Iubirii. Nu rata o nouă emisiune incendiară mâine. Show-ul de la Canal de prezentat de Andreea Mantea le va aduce fanilor mai multe surprize în această ediție. Concurenții din Casa Iubirii au parte în fiecare ediție de surprize de proporții, momente de senzație, emoții, întâlniri romantice, însă și de multe răsturnări neașteptate de situație, care îi pun la grele încercări, mai ales pe cei care formează un cuplu în cadrul show-ului. Răsturnare uluitoare de situație în Casa Iubirii. Lorena l-a invitat pe Cosmin în grădină. Ești sensibilă, ești frumoasă, ești deșteaptă. Ce se va mai întâmpla în Casa Iubirii poți afla în ediția de sâmbătă, 12 august, de la 16:00 și de la 19:00, la Canal D. Urmează să aflați informații noi despre gala din 13 august, informații care nu au mai fost. După cum vă anunțam în videoclipurile trecute, vor începe să urmeze eliminări pe bandă rulantă în Casa Iubirii. În gala din 13 august urmează o eliminare bombă, deși una așteptată din punctul meu de vedere, nu din cauza lui, ci datorită din cauza fetei, se vedea clar că nu se leagă nimic între ei.
lasă un like și abonează-te la acest canal pentru a fi la curent cu toate informațiile în avans din Casa Iubirii, dar și despre galele viitoare. Astăzi urmează o gală incendiară cu eliminare. Stai până la final să afli toate informațiile galei din 13 august. Publicul a votat, iar Casa Iubirii și-a desemnat favoritul săptămânii. Un concurent a primit cecul în valoare de 5.000 de lei. Concurentul favorit din data de 13 august este înmânat concurentului cu numele Radu. Din nou Radu este favoritul publicului, dar și primește cecul de 5.000 de lei de către Andreea Mantea. Mulțumesc din suflet! Ce să mai zic? Încă o dată sunt surprins de către învingătorii mei. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul pentru susținere, sunteți minunați, vă iubesc și nu m-am așteptat. Mulțumesc din tot sufletul, încă o dată. Vă mulțumesc! A spus Radu când a primit cecul. Radu a câștigat consecutiv 3 cecuri la rând pe bandă rulantă, fiecare cec în valoare a câte 5.000 de lei. În mediul online se vehiculează că Radu nu este favorizat de către unele persoane care au făcut sondaje și ne arată că Radu este votat să fie favorit. În mediul online nefiind nevoie să plătești ceva ca să votezi. Voi ce părere aveți? Robert se pare că este detronat în fața concurenților și nu se știe când va mai câștiga cecul de favorit al publicului. Se vehiculează că atât de tare este defăimat că nu va mai câștiga nici cecul din marea finală Casa Iubirii. Se pare că și cuplurile se distrug rând pe rând în casă. Să fie oare asta o strategie a staffului? Urmează și persoana eliminată din această gală. Deja de mult era așteptată o gală cu eliminare și iată că a sosit, eliminare fericită pentru unii, iar tristă pentru alții. Concurentul eliminat în gala din 13 august este concurentul cu numele Claudiu. Se pare că Claudiu va pleca acasă prin eliminare decisivă. Se vedea clar că între el și Bianca nu prea este nimic, mai mult din partea lui Claudiu se vedea ceva atracție decât din partea Biancăi. Voi ce credeți, merita să plece Claudiu sau alt concurent? Deși au fost făcute multe strategii în ultimele luni de către concurenții Casei Iubirii, se pare că stafful îi joacă pe concurenți. Vor fi la eliminare în săptămânile care urmează concurenți puternici care nu se aștepta nimeni. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii surprinde în continuare telespectatorii cu noi momente de senzație, cu noi concurenți dornici să-și caute jumătatea, cu întâlniri romantice, noi idile de poveste, dar și multe tensiuni și răsturnări aprige de situație care deseori îi pun pe concurenți la grele încercări. Ediție incendiară. Deși atmosfera din casă părea să fie una liniștită, Bianca și Mihaela au început să se certe, iar lucrurile au luat o altă întorsătură neașteptată. Telespectatorii Canal de România vor avea parte de o nouă ediție palpitantă a emisiunii Casa Iubirii. Lorena și Laurențiu au încins imaginația tuturor. Bianca și Mihaela vor avea un schimb de replici acide. Îți dai filme în cap. Bianca spune: tu crezi că eu mă dau la robot? Mihaela, îți dai filme în cap imposibile. Între mine și robot nu are cum să fie nimic. Dacă tu asta crezi, este frustrarea ta. Mihaela spune: nu-mi place că te bagi, i-am spus frumos, lasă. Bianca spune: nu mi-ai spus. Asta îmi spui acum, după ce a ieșit discuția despre cameră și despre tot. Mihaela, mi-ai spus. Imagini controversate. Lorena a primit o provocare inedită. Iată momentul care a aprins imaginația tuturor. În ediția de vineri, 11 august, Lorena este supusă la cea mai ispititoare provocare. Concurenta l-a sărutat pe Laurențiu pe abdomen. Cei doi îndrăgostiți au creat un moment de-a dreptul incendiar în casa băieților și au încins și imaginația celorlalți concurenți. Cum se vor termina conflictele dintre concurenți, dar și ce acuzații vor face, poți afla în ediția de vineri. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în Casa Iubirii. Nu rata o nouă emisiune incendiară mâine. Show-ul de la Canal de prezentat de Andreea Mantea le va aduce fanilor mai multe surprize în această ediție. Ce se va mai întâmpla în Casa Iubirii poți afla în ediția de vineri, 11 august, de la 10:00 și de la 16:30 la Canal de. Imagini controversate. Lorena a primit o provocare inedită. Iată momentul care a aprins imaginația tuturor. Aflați ce se va întâmpla vineri, 11 august, în Casa Iubirii, de la 10:00 și 16:30 la Canal de. Emoții și lacrimi în Casa Iubirii.
Lorena, Laurențiu, Irina și George sunt în fața unei decizii cruciale. Pedeapsă dură după încălcarea regulamentului. Decizie finală. Concurenții din Casa Iubirii au avut parte de o atmosferă tensionată. Emoții și lacrimi în Casa Iubirii.